La școala post-liceală sanitară din Buzău, un capăt de coridor care nu avea nicio utilitate a fost transformat în biblioteca școlii. O sumedenie de cărți, multe dintre ele de specialitate, au fost recuperate de prin diverse locuri uitate, cosmetizate și așezate în rafturile noi, după toate regulile biblioteconomiei. Această bibliotecă reprezintă un loc important pentru sănătatea buzoiană, fiindcă fondul de carte medicală se ridică undeva la 1000 de volume, avem și câteva casete, deci avem și partea aceasta de multimedia. Este un început, e un început al existenței acestei biblioteci. S-a muncit foarte mult, aproape un an de zile de organizare. Sunt convins că existența bibliotecii va crește și nivelul pregătirii elevilor. Pentru ca biblioteca să fie organizată în mod profesionist, a fost solicitat un specialist în domeniu. Doamna Marcela Chiriță, care a lucrat ani de zile la Biblioteca Județeană, a renunțat la traiul liniștit de pensionară și a alcătuit o bibliotecă după toate regulile artei. Cărțile au fost inventariate, ștampilate, așezate în rafturi conform clasificării zecimale universale și sunt cuprinse într-o bază de date electronică. Avem un fond de 6224 de volume de unități bibliografice, din care sunt și 11 casete și diapozitive. Casetele provin din donații din Franța și Marea Britanie. Este o bibliotecă enciclopedică, chiar dacă suntem în școala sanitară, este o bibliotecă enciclopedică, dar are și peste 1200 de volume carte strict de specialitate. Cele peste 1000 de cărți de specialitate pot fi un ajutor de neprețuit pentru viitorii asistenți medicali. Chiar dacă multe dintre informațiile referitoare la această meserie pot fi găsite și pe internet, cartea tipărită rămâne totuși baza acumulării de cunoștințe solide. În primul rând, această bibliotecă e un document istoric, pentru că sunt cărți vechi, sunt investiții pe care cei dinaintea mea le-au făcut. În al doilea rând, cartea nu pierde niciodată. Internetul este o formă uneori completă, alteori coruptă de informare, dar dacă nu ții o carte în mână, nu poți să devii cu adevărat un profesionist. Poți să culegi din spațiul virtual anumite informații, poți să le compilezi cumva, dar nu poți să te transformi într-un foarte bun specialist dacă nu ai acces la tratatele importante din domeniul pe care ți l-ai ales să-l urmezi și profesional, și dacă nu simți filele cărților, poate și praful care se așează uneori, sentimentul că înaintea ta alții au folosit aceste instrumente și au făcut lucruri extraordinare pentru societate. Cele peste 6200 de volume, unele dintre ele tipărite prin anii 1950, au ajuns deja în mâinile elevilor de la școala post-liceală sanitară din Buzău. Volumele de specialitate sunt studiate chiar în sălile de clasă și pot aduce un aport deosebit creșterii nivelului de pregătire al viitoarelor cadre sanitare. Fondul de carte va spori în viitor atât prin achiziționarea de cărți noi, dar mai ales prin donațiile făcute de foști elevi și de alți binevoitori care cunosc importanța cărții tipărite și care nu o vor lăsa să moară niciodată.